culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici celelalte destinații externe directe pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Să te înscrii la FEI. Viitorul ți-l faci cum vrei tu. Un cămin fericit înseamnă liniște. Cu tâmplăria pe Vegetonplast ești ferit de orice disconfort, praf, zgomot sau frig. Sună acum la 0722-661-485 și ai 25% reducere. Transportul, montajul, sticla 4S și plasa pentru insecte sunt gratuite. Tonplast, pentru un cămin fericit. Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada Bisericii, peste drum de Liceul Teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Dragi părinți, anul acesta, de Ziua Internațională a Copilului, Ioana, supermarketul copiilor, vă face ziua mai frumoasă și dă tonul distracției în zilele de 31 mai și 1 iunie cu super reduceri. Vino la magazinul Ioana din Pașcani în zilele de 31 mai și 1 iunie pentru a beneficia de 20% reducere la toată gama de încălțăminte și îmbrăcăminte pentru copii și de până la 50% la toate jocurile și jucăriile din magazin. La mulți ani copii și multă bucurie în suflet! Vă așteptăm la Ioana, supermarketul copiilor! Seara și bun găsit la știrile Actualitatea TV. Subiectul legat de amenajarea unui obor în municipiul Pașcani scoate la iveală o mare hoție girată de șefii primăriei. Pe terenul în suprafață de 1,3 hectare de pe strada Prisăcii din cartierul Vatra este semănat porumb, dar nimeni nu plătește pentru utilizarea terenului. Asta nu se întâmplă de un an sau doi, ci de aproximativ 10 ani de zile. În tot acest timp, mii de pășcăneni așteaptă să primească titluri de proprietate sau să le fie clarificate situațiile litigioase. Grupul
grupul de consilieri PNL au depus luna trecută la Secretariatul Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care doreau formarea unei comisii care să identifice o suprafață de teren în vederea amenajării unui obor. Ei au anunțat inițiativa în cadrul unei conferințe de presă. Imediat, primarul Dumitru Pantazi, prin purtătorul de cuvânt, au anunțat că, cităm, cu privire la proiectul privind constituirea comisiei de identificare a unei locații în vederea înființării unui obor în municipiul Pașcani, locul pentru obor a fost deja stabilit prin hotărârea Consiliului Local numărul 102 din 23.12.2002. De aici nu a fost mult până la demascarea modului în care sunt exploatate în continuare, fără documente, terenurile municipiului. Graba celor din primărie de a arăta că inițiativa consilierilor PNR nu și are rostul i-a demascat tocmai pe cei care conduc astăzi primăria. Pe suprafața de teren din cartierul Vatra am găsit cultivat porumb. Oricare dintre cei interesați pot constata acest lucru la fața locului. Administrația locală condusă de actualul primar Dumitru Pantazi ne oferă o nouă monstră de neputință și de nepăsare față de cetățenii acestui municipiu. La mijlocul acestei săptămâni, organizația PNL, în frunte cu Marius Pintilie, au anunțat că au depus la Registratura Consiliului Local un proiect de hotărâre prin care se dorește identificarea unei suprafețe de teren pentru amenajarea unui obor. Argumentația a fost aceea că sunt foarte mulți cetățeni care solicită o asemenea locație pentru că își doresc să își vândă produsele. Reacția primăriei Pașcani nu a întârziat să apară. În aceeași seară, prin intermediul compartimentului juridic, primăria arăta că administrația locală, printr-o hotărâre de Consiliul Local, a alocat un teren pentru oborul din Pașcani. Acest teren este în spatele meu, aici, după cum îl puteți vedea, iar locația în care ne aflăm este în zona Vatra. Hotărârea de Consiliul Local a fost aprobată undeva în anul 2002, dar de atunci și până în prezent nimeni nu a mișcat nimic. După cum puteți vedea în spatele meu, pe acest teren este cultivat porumb. Astăzi m-am adresat purtătorului de cuvânt de la Primăria Pașcani cu o cerere în care i-am solicitat să ne spună cui a închiriat Primăria Pașcani acest teren pe care, printr-o hotărâre de Consiliul Local, a fost atribuit pentru amenajarea unui obor. Surpriza nu a întârziat să apară, dragi pășcăneni. Purtătorul de cuvânt al primăriei mi-a spus că nimeni nu a închiriat acest teren. Deci, cel care lucrează la momentul actual este o persoană necunoscută. Reporterii Actualitatea TV au solicitat astăzi purtătorului de cuvânt să ne specifice dacă există un contract de închiriere pe respectiva suprafață de teren alocată prin hotărârea aleșilor locali pentru amenajarea oborului. Paul Apostol, cel care mai oferă oficial informații presei, a susținut că în evidențele instituției nu este niciun contract de închiriere. Un cetățean care are casă în apropierea terenului alocat pentru obor știe cine lucrează terenul și cum a ajuns să-l exploateze. Da, e dat pentru obor, numit primăria obor. Și aici îl țin în arendă de domnul Buzatu, Ion. Ați văzut lucrând? Da, dar el o arat, el o samanat cum? E terenul lui. Am înțeles, da. De la primărie ați văzut pe cineva în toți anii ăștia pe aici? Pe cine să văd? Nu vine nimeni, domnule, atât, dar eu știu că îl ține Buzatu, e dat de la primărie. În rest, ce să știu, nu mai știu nimic, absolut. L-a luat primăria și l-a numit obor. Știi, ca să fac obor. Obor nu l-a mai făcut, cât o sală a condus și domn Pantazi, l-a donat lui domn Buzatu. Cum nimeni din primărie nu știe cine lucrează acest teren fără a achita vreun ban, am contactat șeful poliției locale, căruia i-am solicitat să intervină, pentru că în acest caz vorbim despre utilizarea domeniului public ilegal. Vasilea Vasiloae, șeful instituției, a susținut că luni 30 mai 2016 va solicita lămuriri în acest sens de la responsabilii din primărie. Nu este pentru prima dată când terenuri alocate pentru amenajarea unor servicii care să deservească populația sunt utilizate de persoane sau societăți agricole. În trecut, terenul din cartierul Fântânele, unde trebuie amenajat cimitirul, era exploatat de societatea Agrocomplex Lunca, ce aparține primarului Dumitru Pantazi. Edilul municipiului a ascuns adesea adevărul cetățenilor cu privire la înființarea unui obor. Celor la care solicitau la audiență acest lucru li se promitea de către primar că se va rezolva, dar în realitate se pare că acesta îi ducea cu vorba. Să nu uităm că asemenea situații s-au mai întâlnit în municipiul Pașcani. Nu este pentru prima dată când prin hotărâri de Consiliul Local suprafețe de teren sunt alocate pentru anumite obiective utile, extrem de necesare comunității, dar se întâmplă altceva.
Haideți să vă dau exemplul suprafeței de teren din spatele școlii Fântânele, care în urmă cu aproape 9 ani de zile a fost alocat pentru amenajarea noului cimitir. Nu s-a întâmplat nimic în acel loc. În continuare, pășcănenii își îngroapă persoanele decedate pe unde apucă și pe unde găsesc locuri în actualul cimitir. Însă, o societate a lucrat respectivul teren și a făcut profit. După cum bine știți, această societate este chiar firma primarului Dumitru Pantazi, care a exploatat acel teren din cartierul Fântânele. Acum stăm și ne întrebăm cine profită de acest teren unde trebuia amenajat oborul. Cine va răspunde pentru această faptă? Cine va răspunde pentru toate cele rele care sunt petrecute din banul public? Așteptăm și noi o reacție în acest sens. Menționăm faptul că la nivelul municipiului peste 2000 de familii așteaptă de la primăria Pașcani eliberarea titlurilor de proprietate, dar nimeni nu este interesat să le rezolve. După ploaia de aseară care a transformat esplanada într-un lac, pe rețelele de socializare s-a iscat o adevărată revoltă. Pășcăneni au postat zeci de fotografii și filmulețe la care au adăugat mesaje de nemulțumire față de modul în care a fost reabilitată esplanada. În cele mai multe dintre ele, oamenii reclamă lucruri de proastă calitate și acuză primăria că și-a bătut joc de contribuabili. Iată câteva dintre mesajele pășcănenilor. Cităm, au angajat să împingă apa. Esplanada nu are o canalizare adecvată. Țevile de plastic de 10 cm diametru montate pe sub pavele sunt o bătaie de joc la adresa noastră, a celor care trecem peste ape și plătim impozite și taxe. E ca și cum ai încerca să golești o cadă de apă cu pipeta. Alo, cine a făcut recepția acestor lucrări? Alo, nu se sesizează nimeni că s-a făcut în bătaie de joc respectând cursul lucrărilor românești, canalizarea urmează să fie efectuată în toamnă. Trebuie două sparte rondurile. Apa Vitală a făcut așa ceva să poată măsura metru cub de apă fluvială, să poată să taxeze cetățenii orașului să nu ne bate în joc de munca altora. Unul dintre motivele pentru care operatorul Apa Vitală a fost dorit cu insistență de primarul Dumitru Pantazi la Pașcani a fost investiția de pe esplanadă în rețelele de apă și canalizare, asta pentru a putea fi implementat proiectul PIDU. Contrar așteptărilor, modul în care arăta esplanada aseară după o ploaie torențială lasă de gândit în privința execuției acestei investiții și acestor lucrări din municipiul Pașcani. Menționăm faptul că în luna noiembrie anului trecut, municipalitatea a primit premiul întâi la concursul Campionii Regio Nord-Est 2007-2013, organizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. Prin această distincție, primarul Pantazi a fost lăudat pentru implementarea proiectului ce a vizat și reabilitat esplanada din Pașcani. Deși, mai ales în spațiu virtual, au existat multe voci care au contestat calitatea lucrărilor, edilul local s-a mândrit și se mândrește cu această investiție, în jurul căreia și-a construit materialele pentru campania electorală. Emoții pentru cei 60 de elevi de la Liceul Tehnologic Mihai Busuioc Pașcani din an terminal. Cu toca pe cap și vizibil emoționați, aceștia au fost strigați astăzi pentru ultima oară la catalog, în cadrul cursului festiv. Astăzi, sala Casei de Cultură Mihail Sadoveanu a fost plină de elevi, profesori, părinți și prieteni care i-au aplaudat pe cei care se pregăteau de bacalaureat. Trei clase, dintre care două de tehnician operator tehnică de calcul și una de textile, care au terminat în această instituție de învățământ, spun că au luat de la acești 4 ani de liceu ambiția de a răzbate în viață. Alexandru Maxim, un elev de clasa a 9-a, a prezentat cursul festiv al liceenilor. Apariția pe scenă directoarei a stârnit ropotă de aplauze, iar discursul i-a sensibilizat. Elevii care au avut meritoase premii în cei 4 ani au primit diplome de excelență. Dragi absolvenți, stimați colegi și părinți, am să încep cu precum preambulă. Nu știu alții cum sunt, dar eu, de fiecare dată când asist la astfel de momente, mă simt cuprinsă de emoție și nu greu reușesc să-mi stăpânesc lacrimile. Cred că aceleași sentimente vă încearcă și pe voi și sunt firești pentru acest moment. Mă uit la voi și sunteți cu toții frumoși, sunteți eleganți și, nu în ultimul rând, sunteți învingători. Învingători pentru că ați ajuns până în acest moment, învingători pentru că ați vrut să vă desăvârșiți profesional și învingători pentru că de acum aveți șansa să vă împliniți toate visele. Emoții au fost și pentru șefa de promoție, care a ținut un discurs în fața tuturor, abținându-se cu greu să nu plângă. Am terminat pe profilul operator tehnic de calcul. Ce medie? Media 9,65. Cum au fost acești 4 ani de liceu? Plin de emoție, de muncă și fericire.
Ai învățat mult pentru... Am învățat, ne-a ajuns de mult, cât să trec bine bacalaureatul și să merg mai departe. Ai amintit de bacalaureat? Ești pregătită pentru examenul maturității? Sunt pregătită, am muncit și... Și apoi spre ce facultate vrei să-ți îndrepti pașii? Aș merge spre Hospicea la Feia, pe asistent generalist. E o opțiune bună. Familia te susține în această, această alegere a facultății? Da. În general m-au susținut în tot ce, în alegerile mele. Îți va lipsi ceva din banii de liceu? Da, colegi, profesor, tot. Crina Bucur din comuna Cogălnicianu a încheiat cu 9,65 și își dorește pe viitor să urmeze pe același profil economic. Are toată susținerea familiei și o sumedenie de amintiri din perioada liceului. Îi vor lipsi colegii, orele de clasă, dar și profesorii care, spune ea, au reușit mereu să-i înțeleagă și să-i călăuzească. O masă chirurgicală și un bronhoscop sunt dotările de care Spitalul Municipal Pașcani ar putea dispune în acest an. Unitatea spitalicească, prin conducerea sa, a solicitat să fie inclusă în programul de investiții publice al Ministerului Sănătății pentru anul 2016 și alocarea fondurilor necesare pentru achiziționarea celor două echipamente. Conform legii, pentru acest demers, administrația locală trebuie să contribuie cu cel puțin 10% din cheltuieli. Acestea au fost prezentate astăzi în Comisia Economică de către directorul economic al primăriei. La nivel național, legislația, un ordin al Ministerului de Sănătății prevede alocarea prin Direcția de Sănătate Publică a unei sume de 234.000 de lei pentru achiziționarea, dotarea spitalului, un bronhoscop și o masă chirurgicală. Aceste două elemente au fost prinse în planul de achiziție inițial, dar fiind suportate de la bugetul local. Dar pentru că a intervenit această facilitate, și de doamne, dacă mai multe. Noi am, spitalul împreună cu noi, am modificat lista de investiții, tocmai ca să fie, distinse aceste două elemente, pentru că au cerut cei de la Direcția de Sănătate Publică, nu urmează să semnăm un contract în acest sens și trebuie și această hotărâre de consiliu local în care cele două echipamente să fie nominalizate distinct. Condiția fiind ca noi să venim cu o contribuție de 10%, cel puțin 10% din ceea ce înseamnă procurarea acestor două echipamente. Conducerea Spitalului Municipal argumentează necesitatea achiziționării acestor echipamente, precizând că la acest moment nu deține un bronhoscop pentru pacienții cu afecțiuni pulmonare, deși are o secție de pneumologie. Și masa dotată cu accesorii pentru operații chirurgicale este necesară spitalului, care deține 5 săli de operații și 4 mese moderne la acest moment. Spitalul Municipal de Urgență Pașcani asigură asistență medicală continuă și complexă atât locuitorilor din municipiul Pașcani și din cele 18 comune arondate, cât și populației din județele învecinate. Puteți comenta și dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe facebook.newspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numerele de telefon afișate pe ecran. Știrile Actualitate TV se încheie aici. Vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai frumos! Răsturnare de situație în cazul Palatului Canta Cuzino. Deși primarul Dumitru Pantazi a anunțat în cadrul unei dezbatere electorale că proiectul pentru reabilitarea acestui obiectiv este realizat încă din anul 2014, astăzi am aflat că acesta nu există. Dezvăluirea a fost făcută chiar de către purtătorul de cuvânt al primăriei, Paul Apostol. Reporterii de la newspașcani.com au solicitat consultarea proiectului, dar răspunsul primit este acela că nu este nimic de consultat, deoarece acesta nu există. Documentația este la consultant? Da. Deci noi nu avem toată acum. Deci documentația completă e transmisă la consultant. Urmează ca el, adică la ăsta care o să facă cererea pentru finanțare, tot ce trebuie. Și la noi nu-i
Tot. Păi la momentul actual e în stadiu de documentație. Păi domnul primar, acum două zile a fost la BTV cu dosar în mână. Uite, domnule, proiectul, așa s-a exprimat. Păi ăla îi. Păi e proiect sau e documentație? E documentație pentru proiect. Primarul Dumitru Pantazi a declarat pe 25 mai 2016 în cadrul unei dezbateri electorale televizate că există un astfel de proiect făcut încă din 2014. Ca să-și convingă principalul contracandidat, Marius Pintilie, acesta a dus și prezentat în emisiune un bibliograf galben despre care a susținut că reprezintă proiectul de reabilitare al palatului. Un proiect făcut Palatul Cantacuzino și se... Aseară am văzut, sau altă seară, într-o emisiune, că unul din consilierii PNL au spus că nu există niciun proiect cu Palatul Cantacuzino. Avem și alte proiecte în lucru. Da? Deci aceste proiecte... Scrie 2014 aici? Domnul primar, am adresă de la dumneavoastră. Scrie 2014. Domnul primar, nu este niciun proiect. Scrie 2014. Am adresă de la dumneavoastră, de la primărie, prin care mi se răspunde și semnat de dumneavoastră că nu este niciun proiect pentru Palatul Cantacuzino. A venit ministru și putea să-i spuneți de proiect. Dar s-a arătat proiectul acesta, ministru. Eu n-am fost la întâlnire, n-ați fost, n-am fost în oraș. Păi... Nu, dar programul mi-l faceți dumneavoastră. Nu, Doamne ferește, am zis că ați fost ocupat. Oricum, la primărie mergeți doar două ore pe zi, în afară de ultimele luni din campanie electorală. Declarații acestuia se dovedesc false după cele specificate astăzi de către purtătorul de cuvânt al primăriei. Promisiunile electorale ale primarului Dumitru Pantazi au fost contrazise de operatorul regional de apă Canal. În urmă cu o săptămână, într-o dezbatere electorală televizată, edilul șef a promis pășcănenilor că apometrele generale și cele din apartamente vor fi citite gratuit de angajații primăriei și Apa Vital. Nu s-o mai plătească nimeni pentru că vom, prin organizarea asociațiilor de proprietari și prin această convenție care o avem cu operatorul de apă, salariați de la Apa Vital împreună cu compartimentul nostru din primărie vor trece și vor citi apometrele, atât cele generale, cât și pe fiecare locatar, fără niciun cost. Din păcate, cele declarate de primar nu sunt susținute și de operatorul de apă Canal. Ion Toma, directorul Apa Vital, a transmis în newspașcan.com un punct de vedere conform căruia salariații operatorului nu vor face citiri la apometrelor din apartamente. Acest lucru va putea fi făcut doar de proprietari, reprezentanți de scară sau asociație și de un serviciu sau o regie din subordinea primăriei. Cităm, în ceea ce privește citirea apometrelor din interiorul apartamentelor, decizia privitoare la modalitatea în care se va proceda efectiv în fiecare condominiu în parte, va fi luată de comun acord de către locatarii fiecărui condominiu, bloc ori scară de bloc. Menționăm că REAGGL Pașcani a solicitat în trecut pentru serviciul de citire apometre și repartizare costuri suma de 5 lei pe apartament. Programele noastre cuprind circuite interne și externe care îți dau ocazia să vizitezi orașe istorice, muzee, castele, splendori arhitecturale, catedrale.